Zi importantă pentru Fălticeni, zi importantă pentru justiție. Luni a fost inaugurată judecătoria Fălticeni după un proces lung și anevoios de construcție. Din cauza faptului că vechea judecătorie se afla într-o stare neadecvată funcționării, noua construcție era imperios necesară. Oamenii de justiție, că nu vrem să... Inaugurarea judecătoriei Fălticeni a fost realizată în prezența ministrului Justiției Robert Cazanciuc. Acesta a mai efectuat o vizită instituției în luna decembrie, când judecătoria se afla încă în construcție. Anul trecut am vizitat șantierul în decembrie. Astăzi inaugurăm o clădire care va fi numai pe harta orașului și va fi și pe harta sistemului judiciar din România. Așa cum am spus de la preluarea mandatului, unul din obiective este de a investi în infrastructura de justiție. Pentru că investiții în sedii nu înseamnă doar condiții mai bune pentru judecători, pentru magistrați în general, ci înseamnă acces mai facil la justiție. Înseamnă, în mod normal, durata mai scurtă a proceselor. Cred că acest efort de consolidare a infrastructurii trebuie dublat de un efort de consolidare a independenței magistraților. Și cred că nimeni nu mai poate vorbi în ziua de astăzi decât de independență. Orice discuție legată de independența magistraților nu-și mai are rostul în spațiul public, acest lucru fiind deja evident. Vedem soluții ale procurorilor, vedem soluții ale judecătorilor, care sunt cu siguranță în afara oricărui dubiu, că se bazează doar pe lege. Dacă cineva își imaginează că judecătorii și procurorii mai pot fi manipulați în ziua de astăzi, se înșală mare. Judecătoria Fălticeni își are sediul într-o construcție anexă a primăriei, spațiul fiind insuficient și nefuncționabil. Tocmai de aceea, noul sediu bucură reprezentanții suceveni ai justiției. Necesitatea construirii unui spațiu corespunzător a apărut odată cu creșterea volumului de activitate și apariția unor noi cerințe procedurale. În cei 20 de ani de activitate, instanța a funcționat în spațiul preluat de la primăria Fălticeni, fiind insuficient și nemai corespunzând cerințelor concrete de deservire a justițiabililor și a normelor impuse cu privire la fluxul acestora și personalului. Prin implicarea activă a factorilor de decizie de la nivelul Ministerului de Justiție și Curții de Apel Suceava, s-a reușit atingerea acestui moment al inaugurării noului sediu ce a fost creat la standarde europene. În ciuda condițiilor materiale precare, judecătorii și personalul auxiliar de la judecătoria Fălticeni au reușit să realizeze un act juridic de calitate, soluționând în cei 20 de ani de activitate 80.000 de cauze. Așa încât mă folosesc și de acest prilej să le adresez din nou felicitările mele pentru activitatea desfășurată și pentru profesionalismul, abnegația și dăruirea cu care au înțeles să-și îndeplinească rolul în societate, cel de apărarea drepturilor cetățenilor și de prezervarea statului de drept. La inaugurare au participat atât autoritățile județene și locale, cât și parlamentari suceveni. E într-adevăr impresionant o clădire frumoasă, o clădire bine utilată, o clădire bine gândită aici în centrul municipiului Fălticeni, care vrea să dezvolte și vreau să apreciez munca deosebită de care ați derulat-o împreună, pe de o parte Ministerul, pe de o parte și Primăria Fălticeni, care au reușit să dea și contur exterior acestei clădiri importante pentru zona Fălticeni și sper să o puteți folosi la capacitate pentru tot ceea ce ține de guvernul nostru. Mult succes și toate cele bune! Iar justiția are nevoie, pe lângă de o resursă umană bine pregătită și dreaptă, are nevoie și de o infrastructură corespunzătoare. Astăzi, ea se realizează aici la Fălticeni, de asemenea, în municipiul Fălticeni, unde de asemenea este în derulare un alt proiect important, Spitalul Municipal. Lucrurile înseamnă că sunt pe un drum bun, pentru că investim în cele două domenii importante, justiție și sănătate, înseamnă, de fapt, grija pentru oameni. Avem o clădire frumoasă, o clădire funcțională, o clădire utilă pentru tot ceea ce înseamnă activitatea specifică a justiției din România. Mă bucură faptul că reușim astfel să deblocăm un alt segment important al municipiului, pentru că judecătoria veche va deservi, sperăm în curând, tot ceea ce înseamnă birouri funcționale ale primăriei Fălticeni, pentru că erau două instituții extrem de importante, aglomerate și tot ceea ce înseamnă acest disconfort putea
crea prejudicii activității pe care desfășurăm fiecare în sfera lui de activități și să știți că puteți conta pe instituția Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Fălticeni în orice activitate care presupune interese și scopuri comune în beneficiu comunității. Sunt bucuros că în calitatea mea de vicepreședinte a Comisiei Juridice din Senat, atunci când se votează în mod evident bugetul Ministerului Justiției, am reușit atât pe mandatul doamnei Pivniceru, cât și pe mandatul domnului Cazanciuc să formulăm amendamentele necesare pentru ca bugetul Ministerului Justiției la capitolul de investiții să aibă numele, să aibă sumele necesare pentru desfășurarea activității în condiții umane. Știm că v-ați implicat mai mult pentru realizarea acestui obiectiv. L-am rugat pe domnul ministru să vină în luna decembrie 2013, să vină la Fălticeni și domnia sa a răspuns invitației noastre și împreună am analizat sumele necesare pentru a definitiva sediul cât mai repede. Pentru că era păcat ca doar din cauza alocării de bani pentru mobilier, inaugurarea sediului judecătoriei Fălticeni să mai întârzie cu un an. Și sigur, atunci, la fața locului, cu argumente, atunci când reușim să facem aceste lucruri, contribuim și noi la mersul înainte a investițiilor în zona aceasta.